Sunt născut în 1998, iar acestea sunt toate mingile ce au fost folosite la cupele mondiale de pe parcursul vieții mele. Iar astăzi, alături de patru fotbaliști de la FC Botoșani, salut, și de Tomache, care va fi portarul nostru de astăzi, le vom pune pe fiecare în valoare și vom decide la final care a fost cea mai bună. Pentru design, care credeți voi că este cea mai frumoasă? Pentru mine, Jabulani. Jabulani, ok. 2006, pentru Jabulani. Două pentru Jabulani. 2002. Ok, al Rila și? Jabulani. Bun. Ca să le punem în valoare pe fiecare, vom da diferite goluri de la diferite distanțe. Și începem cu Al Rila, cu care vom încerca să dăm un gol cât mai spectaculos de la 6 metri. Sebi Mailat. Wow! Și la vinclu, bravo! Vai, ce execuții! Eu o să arăt prost! Vai! Eu o să dau pe lângă minge! Eu sunt singurul care are încredere în tine! Știu! Și data trecută ai fost la fel! Bravo! Slăbuț, dar vinclu. Să zicem, vinclu, exact în vinclu a fost. Ești bine? Da, în altă filmare nu o să dau așa. Categoric nu voi avea eu cel mai spectaculos gol. Scorpion. Mamă, ca dintr-una pleca, bravo. Mai mic, mă. Mamă! Și acum cea mai frumoasă execuție. Care a fost? Al lui Flori, să zic. Da, asta zic și eu. Bravo! O să mergi cu mine acasă. Dă-te, bă, dă-te! Dă-te, bă, la o cupa mondială, spuneți. Doriste. Aflați pe parcursul videoului cum puteți câștiga această minge semnată de toți băieții. Urmează Telstar, cu care vom încerca să dăm un gol de la 8 metri. La fel spectaculos. Hai să vedem cine începe. Dăm de la 11 metri atunci? Da. Hai, dăm la 11 metri. Penalti de la 11 metri așadar. Frumos, dar nu cred că o să fie cel mai spectaculos. Sigur, altceva. Merg la sigur. Finala Cupei Mondiale, te așteaptă Cupa Mondială pe teren. Vincul. Dacă era Emi Martinez, te lua la fugă. N-ai ghicit? Sebi câștigă până acum. Avem atmosferă de meci aici. Păi avem și prima ratare. Tot cu mine vii. Stai, dar acolo sunt 2 metri. Nu a fost ce trebuia. Până acum, ascultă aici la mine. Nu l-am mai ratat. Ratez cam greu la penalti, ce drept. Bun, acum votăm. Și aș zice la fel, a fost. Pentru mine eu, frate, 3 voturi la 1. Bravo. Asta o tăiem. Urmează Brazuca, cu care vom da de la 16 metri, linia imaginară. Gol din deschidere. Preluare. De-abia aici o să mă fac eu de rușine. Wow. Bravo! Dă cu ciudă. Mam! Ce-a sărit. Mai multă forță. Da, mi-am făcut-o pe stângul mai degrabă. Asta e preluare bună. Așa a arătat în mintea mea și execuția de mai devreme. Da! Salut! Intrați pe YouTube la el! Midas! Apar și tu! Apar și tu! Vă
Mai merge una la mine, mai merge una. Acum intră. Ia mai tare. Bun. Sebi a câștigat, nu? Dragă? N-ai dat niciuna, nu? Urmează șabulanii? Luăm șabulanii de acum? Sau îmi vreți să mă dea? Hai să o dăm de la 18 și revenim după un pic mai aproape cu celelalte. Da. Salut! Da, subscribe! Să apărești și voi în video! Să vedeți acum ce torpilă va da Eddie. Hop, până nu s-ar pădurat! Hai de viață! Simt un țăran! Un țăran de tare minge! Andrei? O dai peste? Da! Da, bă, adevărat, ai bă! Efectul s-a dus! Aha. Am dat-o prost, asta e partea a doua! Ia, dai! Sincer, ai emoții? Măcar să ai, asta e important. Ai colon de la cornișa. Mamă! În capătul tu ce e, mamă, ce gol am dat acum? Ei, mâinile lor s-au dat în poartă. Bă, apără, bă, opri! E gol! E gol? E pe ori goluri aici. În capătul ce e, mamă, ce gol am dat. Un euro gol. A sărit în vincul, deci e vincul. Hater. Bravo. Gol. Oh, ai. Tot e zic. Hai, gas. Schimbăm mingea, gata. Băi, ce faci la poarta aia? Băi, eu pingi un pic. Mai dă să mai dau eu una. Nu. Urmează Team Geist. De unde dăm? Asta e, că dacă mergem la jumătatea terenului, eu nu mai am treabă. Ah, ok, bine. Dăm de aici din unghi puțin? Hai. Cine dă primul? Nu dau. Eu doar am așezat-o. Dă-mă Roberto Carlos. Da, e mai lat. Vrei să dai cu dreptul? Eu dau cu dreptul. Vrei să stângare, dau cu dreptul. Ăsta e sale nu se. Wow! Nu cred! Nu cred! Nu, bără! Îl punem gol, asta a fost gol, da? Aplicăm VAR, gata, e gol. Da, de dragul. Ce-ai dat? De obicei, copia nu are valoare, nu știu cum să vă spun. Bună. Hai că a fost bună. A fost bună. Trebuie să mai dați și voi o dată. Nu mai e drag. Eu merit să vă omida. Dacă sunt, bă, nu se poate așa ceva. No, mea, nu accept. Da, eu primesc trofeul de data asta. Mergem la următoarele două mingi. Poți câștiga mingea cu autografe dacă ești abonat la acest canal și lași un comentariu la acest video. Continuăm cu mingea de la Cupa Mondială din 2002 și Andrei este primul care vrea să încerce. Ce distanță avem? Un 25 de metri aproape, cred că. Așa. M-a ascultat. Bravo, Domi! Dar chiar pare grea. Bă, dar s-aude, ai un bum! Pleacă ca din turn. Da, e cartonat așa. Oh! Wow! Oh! Cea mai apropiată de Branco. Am crezut că asta ai. Bă, Domi, un pic! Da, clar. Uai, Leo, dar cum se aude chiar. Na, ăsta-i, hai! Dă-i mă tare, dă-i băie! Numai nu peste! Olo! Mai dai ura! Dai copiii aia scrimi! Mai luat! Uite! Cum zic, cum s-a? Mă luat! Some times maybe good, some times maybe shit! Lasă-o bora! Na! Poate nu de partea alaltă. A fost un gol? Rămâne al meu, a fost al meu, da. Poate editez mingea mai în stânga, se ducă în vinclu. Oricum, cu asta dăm tot așa de pe la vreo 16 metri, nu dăm...
gata, s-a terminat proba, nici la început, e gata. Ultima minge Adidas tricolore din Franța este din 1998, anul în care m-am născut. Și vom încerca să dăm un gol din voleu. Băieții au testat-o puțin deja, au spus că este cea mai grea de până acum. Și sperăm să rămânem cu sănătatea intactă. Cine dă primul? Eu arunc. Ok. Nu s-a așteptat. Da! Asta e. Gol! Oh, bună. Ok, este momentul să decidem care a fost cea mai bună minge, care vi s-a părut cea mai ok. 2006, ok, Team Guys? Jabulani. Jabulani, ok. Jabulani. Jabulani. Tu ce spui, Brazuca. Ca portar? Brazuca? Ok, o să zic tot Jabulani. Vreau să-mi spuneți și voi ce credeți în comentarii. Le mulțumesc membrilor Adrian Băiceanu, Manix, Terem Pietrică Sibiu, dar și lui Ianis pentru follow-ul pe Instagram. Dacă vrei să-ți auzi numele la finalul următorului video, trebuie doar să mă urmărești pe Instagram, atmidas.